200 de elevi condamnați să meargă pe jos la școală. Microbuzul școlar de la Vârfuri tras pe dreapta. Nu mai sunt bani pentru motorină. Sute de elevi din comuna dâmbovițeană Vârfuri se trezesc cu noaptea în cap și înfruntă intemperiile, bătând la pas zeci de kilometri pentru a ajunge la școală. Câțiva zeci de kilometri de mers pe jos în fiecare zi e mult pentru un om mare, dar rămite pentru un copil de doar câțiva anișori. Și totuși, peste 200 de preșcolari, elevi de ciclul primar și gimnazial din satele Cârlănești, Cojoiu, Merișoru, Șuvița și Ulmetu din comuna dâmbovițeană Vârfuri fac asta în fiecare zi de mai bine de 2 săptămâni și jumătate, indiferent dacă plouă, e frig sau ninge. S-a ajuns în această situație pentru că primăria Vârfuri nu mai are fonduri și nici motorină pentru microbuzul școlar care asigură transportul copiilor. Putem spune că pentru copiii din comuna dâmbovițeană Vârfuri transportul la școală a devenit un lux. Microbuzul școlar din Vârfuri a fost tras pe dreapta în urmă cu 2 săptămâni, pentru că primăria nu mai are fonduri pentru motorină. La școala generală cu clasele 1-8 și grădinița din satul Vârfuri, comuna Vârfuri învață sute de elevi. Peste 200 dintre aceștia locuiesc la o distanță considerabilă de școală și au nevoie de microbuz. Micuții, cu puțin noroc, de miercuri 20 noiembrie, au început să fie din nou transportați cu microbuzul, după ce autoritățile locale au mai găsit niște rămășițe de combustibil, însă minunea nu va ține multe zile. Primarul din Vârfuri se plânge că a mai găsit ceva motorină pentru câteva zile, însă de la 1 decembrie edilul spune că nu mai poate face nimic pentru elevi, întrucât conturile instituției sunt goale. Conducerea Inspectoratului Școlar Dâmbovița cunoaște situația și încearcă să găsească o soluție. 20 de elevi din satul Cârlănești, comuna dâmbovițeană Vârfuri, merg pe jos prin pădure vreo 7 km dus întors până la școala din centrul localității, ceea ce este mai grav, drumul lor spre școală trece prin pădure. Sperăm ca, în cel mai scurt timp, problema de la Vârfuri să fie rezolvată. Și în alte 10 de comune din toată țara, mii de elevi navetiși merg la școală pe jos sau înghesuiți în microbuze. Mașinile alocate de stat fie sunt prea puține, fie sunt prea vechi și se strică.